Florin Răduceu, salut. Cristi Costache, salut. Mă bucur că suntem împreună. Iată, știm câștigătoarele trofeelor, știm Supercupa, deci vom avea farul șep și Supercupa. Mai știm că Bucureștiul a câștigat un singur trofeu din 2015 încoace, o Cupa României prin FCSB. Asta este situația în care ne aflăm. O Cupa Ligii. Poftim? O Cupa Ligii aia desfințată. Tot camp atunci. La ultima ediție. Da, cu Dinamo, nu? Era, a fost o finală, cred că. Da, ok. Nu știu dacă mai punem Cupa Ligii. Acum au de asta meteorică care apare și dispare. Nu. Dar vorbim de trofeele care sunt și care chiar contează și care te duc undeva. Competiție oficială. Nu? Da? Deci, ok, două cupe din 2015 încoace, e bine așa. Una și jumate. Una și jumate. Dar Șep și Radu deja devine, cum să spun, un brand al fotbalului românesc. Și vreau să te întreb dacă te așteptai să câștige două cupe la rând, dacă tu crezi că echipa asta, nu știu, este destinată măreției în perioada următoare, că tot se zice, da, Șep și eu urmează să se implice și în lupta pentru titlu, urmează, asta, cam asta prevestește lumea. E un club bine organizat și așa mai departe. Da, și eu, deci, hai să spun cu ultima afirmație care a făcut totul. Da, și eu am crezut la un moment dat că oarecum Sepsi, oarecum se poate lupta cu granzii, să zic așa, din Superliga, adică Farul, FCSB și pe acolo Craiova, CFR, deci cum am zis. Dar într-adevăr, rezultatele o spun clar, nu este încă o echipă, să zic, capabilă cu cu o echipă, cu jucători de mai mare personalitate, de mai mare nivel tehnic pentru a putea, într-un fel sau altul, să lupte pentru primele trei locuri, să zicem. Uh-huh. În schimb, da, este deja anul trecut au câștigat cupa, meritat. Anul acesta, într-adevăr, erau oricum favoriți, chiar dacă au avut mari probleme, s-a ajuns în sfârșit până la urmă la 11 metri, dar au câștigat, au ridicat acest trofeu. Este mare parte, eu nu vreau să iau partea nimănui, o spun în mod pur și simplu, să zic, imparțial. Pe Bergodi eu nu-l cunosc, am jucat împotriva lui de câteva ori în Serie A, dar cred că în mare, mare parte este meritul acestui antrenor, acestui om, acestui antrenor care este bine pregătit, care cunoaște foarte bine fotbal românesc. Dar tu ți-l aduci aminte ca fotbalist? A fost un apărător foarte bun. A jucat la Lazio. Că lumea nu... tu în perioada respectivă, tu erai în Italia. Iar Italia nu era... Adică nu toate meciurile din seria erau difuzate în perioada aia. Lazio nu era echipa care este... Da. Sau care a fost la 10 ani după, da? Era prins Lazio într-o perioadă în care Lazio nu câștiga trofee. Da, e adevărat. Era o echipă de locul 6-7, e adevărat. A jucat titular indiscutabil. A fost un apărător chiar foarte bun. Într-adevăr, lumea nu-l cunoaște. Au trecut foarte mulți ani. Eu am avut posibilitatea să joc împotriva lui și chiar am avut probleme cu el, pentru că era destul de greu să-l depășesc ca apărător. Deci, îl cunosc ca jucător, are o mare experiență ca antrenor, meritele acestui club îi sunt lui, să zic așa, sunt datorită lui, datorită muncii care a depus și staffului, pentru că și staffului este italian, într-un secund, nu mi-aduc aminte numele acum, este italian. Deci, nu putem să nu trecem cu vederea munca acestui antrenor, această echipă totuși, care a avut un parcurs un pic oscilant, adică în timpul campionatului am crezut la un moment dat că se poate lupta, n-a reușit, dar, repet, am văzut și lucruri bune, am văzut totuși o echipă care are oarecum stil de joc, are nevoie de timp, cum de altfel am mai spus, și Mutu are nevoie de timp, pe care eu îl apreciez foarte mult și am vorbit de așa ceva, nu că l-aș fi criticat sau că aș fi criticat Clubul Rapid, care mi este foarte simpatic, dar au nevoie oamenii de timp pentru a implementa, cum am zis eu, un stil de joc. El l-a făcut oarecum la Sepsi, nu întâmplător au ajuns aici. Acum eu nu cunosc exact problemele care sunt între el și probabil echipă, dar nu văd de ce, pentru că au câștigat, văd o cupă din nou, a Cupa României. Nu știu ce se întâmplă în relația între patron și el, dar mi se pare injust, nejust, în momentul de față, ce am citit, nejust comportamentul față de antrenorul Bergodi, care vrea să facă un club mai performant, cerând câteva întăriri. E clar că nu o să ceară, ținând cont de bugetul lor, ținând cont de cerințele pieții și de bugetul lor,
evident că vrea mai mult, adică vrea să se bată probabil pentru un loc în cupele europene, această calificare directă. Deci, mă rezum aici. Deci, pentru mine, mă închin în fața acestui antrenor, îmi place foarte mult modul lui de a lucra, îmi place foarte mult cum comunică cu presa, îmi place foarte mult că vorbește limba română destul de bine, chiar foarte bine. Am numai cuvinte de laudă. Deci, să ridici două cupe a României, totuși, sunt două cupe în 2 ani. Nimeni nu vorbea de această echipă, nu cunoște, era aproape o să zic așa, se vorbea mai degrabă din perspectiva investiției guvernului maghiar. Da, asta era, să spunem, asta era ștampila care era pusă și nu era văzută neapărat. Adică la un moment dat Eugen Neagu adusese echipa în zona play-off-ului, dar nu făcuse un play-off extrem de modest în perioada deci respectivă. Mă rezum aici, evident n-am alte informații, nu știu ce se va întâmpla. Mi-ar pare foarte rău să nu-l mai vedem pe Bergodi în campionatul României, la această echipă care, repet, e un pic creația lui. Cristi. Da, aș spune că una peste alta a fost un sezon al surprizelor până la urmă, pentru că nici Farul nu era mare favorită la câștigarea titlului. Nici Sepsi, oricât de bine susținut ar fi fost din partea vestică, nu putea fi considerată o aspirantă neapărat la trofee. Dar, să glumim amar, când îți câștigă și voluntariu cupa, ți-a și supercupa, în ultima perioadă n-ai ce să te mai miri că ți-a și Sepsi 2 ani la rând cupa României. Aici e vorba și de un paradox. Dar asta nu e o chestie bună? Că nu știu dacă e bună, neapărat. Hai să te întreb, pentru că e o nivelare spre mediocritate mai degrabă. Da, eu te întreb așa, pentru că nouă ni se spune mereu sau întotdeauna, eu cred că există o urmă de ipocrizie în felul în care noi vedem competiția asta și o să-ți explic de ce. Deci toată lumea zice, dom'le, ce e frumos la cupă? Că e competiția care dă șanse tuturor. Da? Dar ne place doar pe hârtie, că noi am vrea tot finală să fie Farul FCSB sau CFR. Mi-ai subtilizat un pic o idee pe care o aveam să o acreditez, ideea că există un paradox aici. Da. Deși, teoretic, Sepsi e o surpriză până la urmă, Federația a avut grijă să reteze brutal și total nemeritat șansa echipelor mici prin sistemul ăsta absolut ciudat de a desfășura competiția cu grupe, jucai doar la o echipă, la celelalte nu, deci l-ai omorât, pe astea mici l-ai omorât în start. Era clar că ele nu pot răzbate, că dacă au șansa unui meci, 90 de minute, s-o prins pe aia mai amărâtă după un meci de cupă europene sau ceva de genul ăsta, în formatul ăsta absolut de neînțeles, n-ai cum să mai dai vreo șansă echipelor mici. Deci, repet, e cumva un paradox că e o surpriză într-un sezon în care surprizele erau cumva excluse. Spre deosebire de Florin, eu îl cunosc mai bine pe Bergodi, am avut cartea de muncă băgată la aceeași adresă într-o perioadă, dar nu e un antrenor rău, atunci era un antrenor ușor dificil. De exemplu, la Rapid, în perioada de acum vreo 15 ani, și-a dat demisia de vreo 7 ori pentru că nu i se aducea herea. Și-a dat a 8-a oară demisia și au aprobat-o, ce să vezi. Herea a ajuns. Da, ideea e că el a lucrat la echipe mari la noi. Deci a avut Steaua, a avut CFR-ul, a avut Rapidul. Performanța n-a făcut-o, culmea, a făcut-o cu o echipă mult mai mică, gen Sepsi. E de apreciat, normal, că n-ai cum să dai la spate meritele unui antrenor care îți câștigă o competiție. Ce-i două, drept? Trei, de fapt. Două competiții și o supercupă. Când câștigi un trofeu, e o performanță, oricare ar fi. Și cu Rapid, a luat supercupa în 2007. Deci avea ceva. Dar el e cumva și el, ca mulți alții dai noștri neauși, devine cumva un antrenor de uz intern. Poți să-mi spui repede vreo trei echipe antrenate de Bergodi din altă parte decât România? Te-aș pune ușor încurcătură. El a antrenat și în serial la un moment dat. Messina, Cagliari, nu știu pe unde... Vezi că vă chinui un pic? Ok, acum? Da, deci, e clar că e clar. Un antrenor de Plai Dâmbovițean până la urmă. Da, e okay, bine că s-a acumulat. Stai un pic, tu te-ai aștepta Guardiola să pornească din România? Că zici că e de Plai Dâmbovițean. Ce înseamnă de Plai? Adică, care sunt antrenorii noștri de
de respirație sincer, mare. Acum, sincer, nu vreau să... Că tot, uite, pomenezi despre ipocrizie. Floina povesti mai devreme. Lece. Ai jucat la... Lece. Nu, Modena. Modena. Da, Modena. La Modena și Pescara. Modena, Pescara, Brescia. Ai fost jucător de Serie A. Da. Ai apucat Italia. Ai fost... Adică n-ai fost oricine acolo. Nu. Că eu zic că, de exemplu, a fost mai destupat decât De Zerbi, să zicem, nu? Că e la mod acum De Zerbi cu Brighton. Da. Deci te-ai fi așteptat totul. La fel ca Napoli. Napoli a fost un jucător bun. Da, da, vezi, Juventus. Cristi, adică e o discuție aici. Ai o... Noi... Nu toți jucătorii buni devin și antrenori. Dar nu doar asta. La fel de bun. Dar tu îți dai seama cât... Pentru că trebuie să o luăm și altfel. Tu îți dai seama cât jucători italieni, pentru că da, seria a fost cel mai mare campionat european câți ani? Foarte mulți noi ani. Tu îți dai seama cât jucători au activat în perioada aia? Noi deci dintre toți jucătorii nu poți devină toți antrenori. Corect. Adică nu. Unii da. Nu dar, poți devină toți care să antreneze acolo. Nu, că dar zici de ce lași să gândești și faptul că, mă, dacă ai fost acolo, poate că totuși trebuia să... Adică la noi doar așa, să stai un pic în reverie și să revii la... Nu știu, da, nu. Zenga ce a fost? Zenga a antrenat și el prin Italia, a antrenat păi puțin. Tocmai, da? E un alt exemplu, aici, da. Acolo. Un alt exemplu. Dar nu... Da, nu, nu, eu nu spun acum că e nenorocit sau eu critic neapărat faptul că ei n-ajung la Juventus sau la nu știu unde. Dar spun așa că mulți își găsesc și asta subliniază totuși, incită la un alt gen de discuție. Cât e de puternic campionatul nostru sau cât e... Da, că dacă nu faci față acolo și vii și faci performanță, zice-se aici... Nu, dar cât să... Aici te contrazic. Stai și te gândesc. Scuză-mă, te gândești un pic. Câți antrenori sunt în Italia? Adică câți antrenori pot să antreneze? Sunt 20 de antrenori care pot să antreneze în Serie A. Aici da? Sunt fiecare an sunt 20, 30. 20, 30 de antrenori. Dar da, la noi n-ai fabrică de licențe pro? Păi bun, pe care îi scoți și îi lași acasă adică, și mie mi se pare că, corect, că Bergodi aduce un plus campionatului nostru. Absolut. Mi se pare că face o treabă ok, pe unde se duce. Are apariții decente. Ce miră la el? Este prima oară când duce de la A la Z un campionat. Asta aici trebuie să te gândești, aici trebuie să ai un semn de întrebare. Sunt niște detalii. Nu ai antrenat câte? 8, 9 echipe în România. Deci ai antrenat Național, CFR Cluj, Rapid, Poliaș, Steaua, ASEA Târgu Mureș, Voluntari, Universitatea Craiova Șep și 9 echipe. După 9, deci 9 echipe, e prima oară când termin un sezon pe care îl încep cu o echipă. Asta trebuie să te mire. Păi nu, sunt niște mici detalii care pot desfășura discuția în alt plan. Dar el aduce Craiova într-o finală în care nu a adus-o nimeni, cu titlu pe masă, da, împotriva CFR-ului. Bine, aia o finală generată de pandemie. Păi nu, da, oricum era la titlu, s-a bătut păi la titlu. Bine, Craiova se tot bate la titlu în ultimii ani. Mai dăm un an. Bă, nu. Ei, nu, mai zi un an. N-a ajuns la finală. Dar ea a fost acolo și le-am curcat. Niciodată n-a fost să se bată la campionat până în ultimele două etape, ultima etapă. Doar cu el. De aproape. Dar e o echipă tare de care trebuie să ții cont. Acum că n-ajunge așa... FCSB o dai la spate acum că n-a mai luat titlul de 8 ani? Nu, dar FCSB în fiecare an s-a bătut la titlu. Da. Craiova doar cu el s-a bătut. Păi e mai rău așa. Înseamnă că devine o veșnică perdantă. Păi bun, dar Craiova s-a bătut doar cu el la titlu. Asta vreau să spun. Fără el nu s-a bătut. Da? Corect, nu. Doamne ferește, eu nu sunt inamica lui Bergodi. Eu spun că totuși campionatul nostru așa zace într-o zonă de asta greu de definit. Deocamdată. Da, e greu. Vedem. De uite, marea problemă e acum ce face Farul afară. Am văzut Viitorul până acum la scurtele și rarele apariții. Scuze-mă, până să trecem, să schimbăm, hai să-l ascultăm, să ascultăm pe Bergodi și pe Dioseghi, vorbind exact pe subiectul ăsta al continuității sau continuării lui Cristiano Bergodi în Covazna. Urmează încă un trofeu la Shape și sau urmează o despărțire de această echipă? Bine, vom vedea cu conducătorii ce va fi. Pare iminentă plecarea dumneavoastră de la club, deși lucrurile, iată, stau în acest fel, cu trei trofee. Adică aveți o ofertă așa de importantă? Nu am oferta așa importantă, dar vom vedea, vom discuta cu clubul și vom vedea ce se întâmplă. Pui mâine o să stăm la discuție, asta am zis de mai multe ori, din partea mea nu vreau să plece în niciun caz. Dacă el nu o să răspundă pozitiv, atunci se poate să plece, dar totul depinde de el, de noi nu depinde. Domnul Ciobotăriu a discutat cu mine n-a discutat. Eu nu discut niciodată cu nimeni până când noi avem un antrenor.
Ah, e bizară toată povestea. Adică dacă depinde de Bergodi, înseamnă că se finalizează contractul. Că dacă era contractul în vigoare, zice, bă, trebuie să-ți respecti un angajament pe care ți l-ai asumat. Nu, e, se termină, dar ideea e dacă, că până la urmă vezi că în Italia Spalletti termină, că ia titlul și că e posibil să, păi, să se despartă, să-și ia un minunesc tu că pleacă un an sabatic, adică îți faci cruce. Dacă pleacă Spalletti de la Napoli. Vezi că Radu a zis un lucru și a zis corect. Mă, Șepșii câștigătoare de trofee este creația lui Bergodi. Absolut. Deci, Șepșii care se ducă la... Acum nu, e un șir de acumulări. Păi da, că ai venit, ai investit în stadion, ți-ai făcut o oarecare aură cu Neagoie, te-ai dus exact ce vorbeam, ai prins play-off-ul, deci ai ajuns, doamne, că Sepsina a apărut acum câștigătoare venind de ieri în divizia B. Da, el ia echipa, Cristi, el ia echipa. El ia echipa dintr-o situație foarte grea, nu-ți aminte campionatul trecut. Așa este. Da? E în play-off, e în play-out cu ea, câștigă play-out-ul, câștigă Cupa României, anul ăsta se duce în play-off și câștigă din nou Cupa României. Adică omul ăsta, de când a preluat echipa, a urcat-o constant. Dar probabil că a și fost sprijinit. Că îți mai spun o chestie. Florină, tu știi mai bine. Dacă ai jucătorii cu banii la zi, dacă ei mulțumiți, dacă nu cârie, dacă nu, bă, stai că nu știu dacă mai joc, dacă mai am contract, nu mai am. Uite, cum se ceartă acum Mititelul cu Duarte ăsta. Cum naiba să nu știi, ăla spune că nu mai are contract, tu spui că mai are încă un an contract. Deci, ideea de liniște, de concentrare efectiv pe ceea ce ai tu de făcut acolo, că mai știu și eu de pe la noi, când eram, te dădeai afară din casă, când aveai chiria plătită. Adică, sunt niște detalii care sunt foarte importante. Contează mult și antrenorul. Dar dacă tu ai totul structurat corect, dacă îți respecti niște angajamente luate, da, atunci te poți duce. Că uite și la CFR. CFR e echipă mică? Nu, da. Uite, au probleme, nu le dădea bani, au datorii, au aia și uite, acum ai ajuns să... Că aia erau, da, erau niște presiuni. Nu spun dacă așa o fi, dar contează foarte mult și ce e pe lângă. Da, e, evident că contează lucrul ăsta. Pe de altă parte, eu spun că omul ăsta a fost meseria și și-a făcut treaba acolo. Acum tu vorbești despre latura asta dificilă a lui. Nu știu cum e el văzut în momentul de față în interior. Tu știi, Radu, că e foarte important lucrul ăsta. Cred că din moment ce echipa câștigă, cred că are o relație foarte bună cu jucătorii, cu proprii jucători. Nu văd unde ar fi problema. Mi se pare că a făcut niște alegeri foarte bune în ceea ce privește echipa în general în acest parcursul campionatului. Nu am auzit, nu am văzut declarații care să pună în discuție pe Bergodi ca antrenor. Văd că a fost un respect reciproc, cum ar trebui să fie așa între jucători, probabil între jucători și antrenor, relația jucător-antrenor, probabil, cum a spus și Cristi, și sprijinit în mod civilizat și de civilizat, în mod corect, onest. În mod onest de club, de acești oameni care gestionează acest club. Evident că toți acești factori au dus la câștigarea totuși a două titluri, dar el este, după părerea mea, artizanul acestor victorii, acestor, mie îmi place să văd echipe care câștigă, care este uitați-vă, se bucură de un trofeu. E adevărat, în Italia nu l-ar fi câștigat, pentru că în Italia e cu totul altceva. Vorbim de alt nivel, în sfârșit. Probabil nu și-a găsit spațiu acolo, nu și-a găsit posibilitatea de a lucra acolo, dar iată, a venit la noi și cred că a adus ceva la fotbalul. Vreau să discutăm însă un alt subiect pe care tu l-ai atins și anul trecut, Radu. Vreau să vedem ceremonia de ridicare a cupei, pentru că tu anul trecut ai avut ceva de reproșat. Haideți să vedem, da? S-a ridicat cupa, atenție, da? S-a ridicat cupa, jucătorii o ridică pe rând, primii, da? Nu apucă să treacă din mână în mână. Da? O să vedem momentul, da? Ștefănescu o ridică. Și imediat după Ștefănescu vine Laszlo Dioseghi. Adică nu trece cupa de la fotbalist la fotbalist, ci vine patronul... Hai să mă aranjez părul. Cum arăți bine. Da, exact. A? Da, repet, nu vreau să intru în conflict cu acest domn, acest președinte, proprietarul, nu, clubului. Am spus anul trecut în mod foarte clar, nici anul acesta nu sunt de acord cu asemenea... nu că i-aș...
cum să zic, nu sunt de acord cu acest mod, Florine, de a sărbători exagerat. Dumneavoastră ați văzut în campionatele puternice, l-ați văzut pe Pere să coboare și să ridice cupa, sau pe la Porta să câștige și să se bucure ca un jucător transpirat. Nu există așa ceva. Înțeleg bucuria, o faci în mod discret, ca un adevărat gentleman. Din nou, repet ce am spus anul trecut. Eu nu pot să accept și nu o să accept niciodată asemenea imagini pe care numai în România le vezi. Cu patronul care sărbătorește. Merge un pic la capitolul nemulțumiri, ca să preiau pe piept. Eu nu pot să înțeleg și am spus-o de acum vreo 4-5 ani. Bă, de ce îi îmbraci pe băieții ăștia în roșu? Eu înțeleg că e cu sponsorul, că e culoarea. Mă, dă-l, fă-i tricolori, fă-i nu știu cum. Pe culoarea Craiova. Sponsorului. Păi aia, Craiova. E alb-albastru, au îmbrăcat-o la fel la o premiere de asta în roșu. Pe farul, în albastru, au îmbrăcat-o în roșu. Vrei să-ți arăt poza, să-ți arăt poza cu Messi ridicând cupa mondială? Dacă vrei, îți arăt poza cu Messi ridicând cupa mondială și după aia mai vorbim și de cupa României. Adică dacă problema este... Dă-i senzația, dă un pic de... Bine, dar noi ce să mai vorbim? Mai am schimbat echipamentul echipei naționale. Auzi, Cristi, voi ați băut lapte din cupa României. Lasă-mă, te rog frumos. Deci când erați la Rapid, ați umplut-o cu lapte. Deci despre ce Dumnezeu discutăm? Cum nu? Păi a venit Valvis și a umplut cupa cu lapte. Și ăla la voluntari a dus-o și a uns-o de mici a doua zi. Vai de mine. Adică, scuze-mă, asta e o mică problemă față de tradiție, nu te supăra adică, cu micul. Asta e de, cum să spun, asta nu, e de... Dar eu am o chestie cu asta, sau măcar pune și tu tricolorul ăla pe la gât, pe undeva, adică e o competiție națională. A, tu zici că nu e tricolorul niciun, de asta e. Da, undeva fă sau... Fă de la medalii dacă vrei cu tricolorul. Fă ceva. Abar n-am. Îmi place că oricum. Aici... mă uitam la Burleanu. Burleanu a copiat că plagiatul e la modă la noi. Domne, interpretează așa de bine figura aia lui Ceferin, știi? Că pe Ceferin, auzi, cum ia medalia din de la spate. Și eu, bă, ți-e greu să iei tu de acolo și să iei tu așa, să-i pui medalia frumos. Bă, asta e trendul. El crede că așa e la fel de mare manager ca la UEFA, făcând figura aia cu medalia la... Să nu te mir dacă la... cu Ceferin. Să ia bine și care... Nu știu. Să-i nenorocească și pe aia. Nu știu, să nu te mir dacă nu îl vezi. Nu mă mai mir dacă vezi, absolut nimic. Acum, acum e de comentat. Știi de ce am vrut să comentez momentul cu Lazlo? Eu, Seghi, pentru că din nou ajungem în punctul ăla în care putem fi considerați și suntem ipocriți. Dacă același lucru pe care l-a făcut Dio Seghi îl face Becali, îl face în bucăți. Bine, și alții îl ridică. Deci îl facem slăbi. Bucăți. Dom'le, ce caută Becali acolo? Că se urcă pe mașină, că hau-hau, că cum făcea pe vremuri? Nu mai știu, avea el o de-aia când se sunea pe mașină. Sus, îi strigau aia, da? Pe capotă. Da. Deci dacă vine Becali, ia cupa al doilea, al treilea, îl desfințăm. Dacă vine Rotaru, cred că are, nici el nu cred că are parte de un tratament foarte blând. Dacă vine, se duce și ia cupa României. Pe Rotaru nu l-ai văzut. Dacă vine Dio Seghi, ni se pare, hai că e simpatic, că el a venit acolo din galerie. Îți continui ideea de ipocrizie. Cine i-a făcut mari pe acești domni? Cei pe care tu spui acum că i-am face zob, da? Dacă ar apărea așa. Dar ei au ajuns vedete. Sau ce sunt? Țin lecții deschise în fața poporului? Tot datorită oamenilor care s-ar putea, ce să vezi, să-i mai și înjure pentru unele apariții. Dar ei au ajuns nemeritat pe acest socru. Adică, știi, la Dio Seghi, ce asta spui tu aici, sunt de acord cu tine, că el are o bucurie de copil. Nu, aici copil. Eu rămân și îl apreciez. În care adevărat protagoniști sunt ei, acei jucători împreună cu antrenorul, atât. Ei trebuie să se bucure de pentru că e munca lor. El, da, a contribuit la liniștea echipei, cum am zis înainte cu Cristi, el a asigurat... La normalitate, okay, Radu. La normalitate. El să vii. El are un club normal, dar într-o lume normală, el are un club normal. Deci, asta este... Ar fi bine să mai coboare toată lumea cu picioarele pe o pământ. O să capete și el un pic de experiență și o să mai facă așa la, cât la treia cupă, e deja la a doua cupă, n-a învățat nimic. E a treia, că a luat și o super cupă, da. Dar eu nu l-am mai văzut, sincer, nu mi-am minte să mai fi văzut așa pe la... Anul trecut. A fost la fel. La Cupa României,
pe Radu, Radu, pe tot Radu a fost anul trecut. Da, anul trecut a fost în emisiunea după finala cupei și a vorbit am declarat, dar nu mi-a rămas. Și a vorbit despre președintele președintele Franței Macron când a câștigat Cupa Mondială, se vede să se bucure așa ca sau se intre, ia el prima Cupa Mondială. Vorbim. Bun, haideți să vedem că avem un interviu și cu eroul partidei. Nițui. Nițui despre care s-a vorbit în fel și chip. Că nu, el la un moment dat a amenințat că nu s-ar putea să mai vină la Naționala României pentru că se gândește să ducă la Naționala Ungariei. Unii l-au făcut că e prea scund, unii așa, unii pe de-a. Până la urmă, băiatul ăsta vine ieri, apără niște penaltiuri, aduce trofeul ăsta și vedeți ce are de spus. Este un vis devenit realitate, este a doua oară consecutiv Cupa României la Sfântul Gheorghe. Ne-am dorit acest lucru enorm, dar aseară am avut o prestație slabă în timpul meciului, dar la loteria penaltiilor am reușit să câștigăm și ne bucură acest lucru. Sincer să fiu, nu prea am reușit să dorm. Am avut un drum lung, ne-am oprit peste tot unde am putut. Am sărbătorit alături de colegi, de suporteri. Am primit multe mesaje. Cele mai importante, normal, sunt de la familia mea. Dar cel mai tare m-a impresionat, domnul Dani Coman mi-a lăsat un mesaj. Nu am așteptat cu dânsul, nu am avut nicio legătură până acum, nu am lucrat împreună la niciun club, dar mă bucur pentru acest mesaj. Ce a fost în sufletul tău când ai apărat ultimul penalti? A fost o fericire de nedescris. Sincer, nici nu știam cum să mă bucur. Nu știam, am vrut să fug către colegii mei. După aia m-am răzgândit, am zis că mă duc la suporteri. A fost ceva incredibil, mai ales a șasea lovitură, dacă nu apăram se termina totul. Și am reușit să apăr două penaltiuri consecutive și a fost ceva de vis. Legat de națională, mai așteaptă Roland Nițului o convocare? Nu. Că tot urmează meciuri importante? Urmează meciuri importante, da, pentru Naționala României. Nu vreau să dezvolt acest subiect pentru că am creat niște polemici anul trecut după finala cupei. Am văzut că s-a făcut tot felul de statistici la televiziune. Eu nu mai iau după statistici. Instatul nu vede ceea ce se întâmplă real pe teren. Se dau acolo niște note care, după părerea mea, nu arată realitatea ce se întâmplă pe teren. Visul meu este să ajung acolo. Naționala României are un selecționer. El va decide cine va face parte din lotul naționalei. Dacă nu voi fi acolo, voi munci mai mult ca într-o zi să îmi îndeplinesc și acest vis. Mulți, chiar și adversarii tăi, Dan Nistor, nu știu dacă ai auzit declarația lui, vorbeau despre înălțimea ta. Ai considerat vreodată înălțimea ta ca fiind un dezavantaj? Nu am considerat niciodată înălțimea mea un dezavantaj, că sunt portari de talie medie în lume foarte buni. Nu trebuie să zic eu numele, că îi știe toată lumea. Keylor Navas este câștigător a 4 Champions League-uri consecutive. Aceste declarații nu fac decât să mă motiveze și mai mult. Dan Nistor, nu știu dacă e măsură să vorbească, că nici ei nu cred că au un portar mai înalt ca și mine. Și mă bucur că am reușit să le dau peste nas contestatarilor. Aș vrea să îți citesc o declarație a lui Bogdan Lobonț. Se spun de ce nu-l văd potrivit pentru Națională pe Nițului, pentru că nu-l ajută statura. În ultimii ani, media staturii portarilor a crescut foarte mult. E în jur de 1,97-1,98. De asta nu-l văd la Națională. Ce părere ai despre declarația asta? Nu aș vrea să comentez declarația dânsului. Dacă el are această părere, păi eu respect, dar să nu uităm nici de talia dânsului și cred că a fost unul dintre cei mai buni portari din istoria Naționalei. Nici el nu cred că depășește înălțimea de 1,85 și cu toate aceste lucruri a făcut o carieră foarte frumoasă și, cum am spus, cred că a fost printre cei mai buni portari din istoria Naționalei României. Bun.
L-am auzit. Mi se pare că are un discurs de foarte mult bun simț. Da, civiliză, da. Și articulat și adică... Și n-a căutat conflictul neapărat. Nu, niciun... A trecut elegant, așa. Bine, în zona aia nu prea vezi conflict. Adică rare ori sunt... Aduceți-vă aminte totuși de poziția clubului ăstuia în momentul în care s-a pus problema rejucării meciurilor cu Craiova. Adică nu vă spărați. Bine, mă țin și eu minte, în singura lor apariție atunci în play-off până azi, a fost perioada aia cu Neagoie și i-au ținut Isonu. A fost un băiat care și-a dat demisia până la anul și era director sportiv, președinte, tot așa. Și pe ei furau arbitrii. Ce-mi plac mie astea, ce nu ne lasă. Niciodată nimeni nu spune... Nu suntem doriți. Da, nu suntem doriți, nu ne lasă. Dar nu spune, bă, nu ne dorește X sau nu ne dorește Y. Sau nu suntem. Nu vrea Steaua, nu vrea Dinamo, nu. Se dă așa la... Adică există o conspirație mondială așa care îi urmărește pe băieții ăștia, dar nu vor să ne spună ca să mențină suspansul. Pe de altă deci parte... Deci au avut și ieșiri alandala așa. Pe de altă parte vreau să discutăm și despre Ucluj. Pentru că Ucluj, da, termină sezonul ăsta, rămâne părerea asta de rău a suporterilor care au fost frumoși, care au venit acolo, așa și pe dincolo. Ucluj însă termină sezonul ăsta fără licență europeană. Da. Nu e singur, așa că... Da, mă, dar auzi, ții de primăria Clujului, nu ții de primăria din... stai un pic, că te bagi într-o chestie... Așa, un pic dificil. Nu ține de primărie. Că nu e de asta de drept public, nu? Cum se spune. A, e da. De drept privat. Da. Că altfel n-ar juca în Liga 1. Așa. Nu? E un club? Da. Așa, ai dreptate. Da, nu ține de primărie. E pur și simplu... Îți dă în cap. Nu e, bă, că n-avem noi treaba. Așa. Și s-au întâmplat niște evenimente la clubul ăsta în anul ăsta... În afară de licență, că licența înțeleg că au fost probleme cu grupele, n-aveau suficiente grupe de copii juniori, ar fi intrat în probleme financiare dacă investeau prea, adică deplasări europene ar fi fost prea costisitoare și așa mai departe. Și te gândești că ajungi în finala asta în care doar una dintre echipe are șanse. Nu mai zic de episoadele alea, țineți minte cu Romario care repara poarta? Nu țineți minte? Romario Pireș? Da. Da, care repara la un moment dat poarta într-un meci. Sunt momente dificile în viață. De campionat. Am avut momente în care gazonul ăla arăta cum arăta pe Cluj Arena. Și te întreb dacă merita Clujul. Da? Asta ce e? Și asta nu te supăra, tu ți-aduci aminte... Da, uitați-vă. Dacă... Uitați-vă cum arăta. Mama mea. Dar Cluj Arena, tu-l ții minte vreodată plin? Eu nu-l țin minte. La meciul cu Dinamo, cred că a fost cu Dinamo, plin. Da, la barajul nostru. La baraj a fost plin. A fost arhi plin. S-a spus atunci că dărâmăm Ion Moina, facem acum că, nu știu, Cluj, Universitatea, dacă ar avea un stadion nou, bă, dacă să nu-l umpli niciodată, chiar să nu-l umpli niciodată. Vezi, da. Și asta e, apropo de ipocrizie. Da, e corect, dar mă gândesc clubul ăsta, uitați-vă un pic, da? Clubul ăsta voia să joace, să câștige finala cupei. Avea dreptul sportiv și a fost foarte aproape până la urmă, la un penalti distanță. Dar când ai episoade de-astea într-un sezon... Da, evident, Silviu, evident că ar fi câștigat Cupa României. Da, rămâneau un trofeu, da. Dar pe de altă parte, într-adevăr, de ce atât efort dacă nu am dreptul să joc? Totuși, într-o cupă europeană, deci această zi, această posibilitate de a juca la de nivel internațional. De ce ai împlinirea, da, Florine? Păi sigur că exact, dar eu asta vreau. V-am incitat adineauri. Eu am nevoie să se vorbească de un Cluj de Apoca. De Farul și de celelalte cupă. Păi degeaba ne batem noi aici ca orbii. Am spus și de da, că Cristi, știi care e problema? Că tu de puțin. Da, dar tu din momentul în care ți-ai terminat treaba aici, da, tu după aia nu mai depinzi doar de tine. Depinzi și de bugete, depinzi de niște legi, depinzi de niște investiții care se pot face în fotbalul tău. Că în momentul în care tu ai buget, în momentul în care Ludogoreț ajunge să plătească 700-800 de mii de euro salariu unui fotbalist în Bulgaria, în momentul în care Steaua Roșie Belgrad are la Marco Marin tot 800 de mii de euro salariu. O să zici că-s nebun. Ți-mi minte pe la începutul anilor 90, când de-abia se trecuse la Formula 1, vreo 3-4 ani la rând, Valerengen a fost an de an în grupele Champions.
Da. Nu, Rosenborg, nu Valeriu. Rosenborg, Rosenborg. Cupa campionilor. Corect. Și ce, în anii 90, ce 94, buget? Da, 94-95 la rând. Ce buget da, să aibă Rosenborg? Stai un pic. Rosenborg n-avea buget atunci, dar tu acum ai ajuns în situația în care de la tine cumpără ungurii, îți iau jucători și de națională. Păi da? Ungurii simție câștigătoarea cupei. Păi când se mai întâmpla chestia asta? Păi acum 10 ani de la Rapid. Era când era Eurofantastici, 2006, cumpărau vreodată, cumpărau vreodată maghiarii sau croații sau polonezii jucători din România? Nu își permiteau. E, după anii 90, să știi că mulți români au tulit-o în Ungaria. Nu, eu vorbesc de după 2000. Eu vorbesc 2000-2010. Nu venea nimeni. Tu cumpărai. Craiova cumpăra din Slovacia. Craiova, Timișoara. Aveți aminte? Cumpăra din Slovacia, din Cehia. Cișovski și așa mai departe. Deci noi luam de acolo. Și acum am ajuns să ni se ia nouă jucătorii. Dar și atunci nu mai avem potența financiară de atunci. Nu mai vorbesc despre faptul că la noi de ANA-ul i-a ascuns pe mulți. Păi și atunci nu analizăm noi de ce. Dar erau alte vremuri. Păi și poți să faci față? Se băteau Copos, Becali, Borcea, Iancu, Porumboiu, mai era băiatul Bucșaru, Bosânceanu de la Constanța. Au fost mulți. Păi acum îi numeri pe degetele unei singure. Asta spun. Deci nu știu dacă depinde doar de tine, că tu poate ai vrea, poate Hagi ar vrea să aibă buget de 20 de milioane de euro, de 30 de milioane. Dar știi care-i culmea? Dar nu are. Silviu, ți-aduci și tu aminte. În cazul fiecăruia, du-te bă, că mai sunt 10 care stau la coadă și vor să ia. Bă, și când plecau ea, vedeai că de fapt nu mai e nimeni în spatele tău, știi, și rămâna. Dar așa tot, băi, să ne lase, mă, să ne lase, că vine altul, bă, sunt mulți care sunt... Dau buzna pe ușă. Radu, îți pare rău de Năluțu? Da, îmi pare foarte rău, pentru că într-un fel a fost un an foarte, să zic așa, frumos pentru foștii mei coechipieri ca antrenori. Mă refer la Gică Hagi, după atâția ani, să câștige campionatul, Superliga. Dorinel Munteanu, care a făcut să aducem aminte, colegul meu este ca un frate pentru mine, cum este de altfel și Hagi, reușește să aducă Galațiu în Superliga după 2 ani. Deci o muncă extraordinară. Și mă așteptam acum cireașa asta de pe tort al lui Neluță Sabou, marele meu prieten și coechipier la Brescia, la Națională, să câștige și el Cupa României. Dar este un an pozitiv pentru băieții, pentru coechipierii mei. Are ceva generația asta. Avem ceva, au ceva ei, eu mai puțin, dar Neluțu, au ceva, mă bucur să știi că totuși Neluțu a urcat un pisc. Da, nu e Himalaia. Da. Dar el a avut niște zone ușor obscure în antrenorat. A fost la Bistița mulți ani. La Rapid a ajuns, n-a avut mare succes, pe la media și-a ratat o promovare pe acolo. În sfârșit, bine, nu a antrenat de mult, dar... Aici totuși are două realizări. Ai scăpat Clujul de la retrogradare. Mare obiectiv, ai dus-o până în finala cupei. Absolut. Dar eu, generația sincer, lor a eu, făcut, eu, sincer, nu? N-am crezut bine. Totuși sunt că va putea reveni, mai ales că el a lipsit vreo 7-8 ani, dacă nu mă înșel. Da, și mai trebuie să te gândești la un lucru, da. Radu. Deci, cu excepția lui Șumudică și a lui Edi Ordănescu parțial, da, pentru că a luat jumătate de an. Practic toate titlurile din 2015 încoace au fost ale Gâlcă. Da, Gâlcă, corect. Gâlcă? La fel. Dan Petrescu 5 ani și Hagi, mă rog, Dan Petrescu 4 ani și Hagi 2 ani. Da, adevărați protagoniști cum au fost pe teren, sunt și acum pe banca de pe băncile de rezerve ca antrenori. Mă bucur enorm, dar vreau să se dea o continuitate, evident, la asemenea muncă care au depus-o oamenii ăștia, colegii mei, mă refer și la Gică Hagi, îndeosebi, pentru că e obligat să câștige din nou campionatul la anul, după părerea mea, deși va fi mai complicat. Va fi greu. Da, problema e de buget. Bine, acolo. Deci de celelalte. Am văzut operează celelalte. Declarații mari. Credeți că dacă Hagi ar avea bugetul CFR-ului sau al FCSB-ului, Ar câștiga campionatul an de an? Sunt convins că da. Are mari șanse de a câștiga. Oricum, are mari, nu? S-ar fi bătut mai și cred mereu că ar avea șanse să intre, dar chiar eu nu în înțeleg Europa acum. Au anunțat, ai văzut că au anunțat deja două transferuri. Da, am văzut. Eu am mari dubii. Ce Cârnați Rivaldini. Cârnat care este al casei. Da, Cârnat e a fost acolo. Și Rivaldini a mai fost. Rivaldini a fost acolo. Da, păi nu, dar a fost mai mult decât pentru că iată ce a reușit cu Alibek, iată ce a reușit în parte și cu și cu Torjă, iată ce a reușit. Bine, te ok, cum să cucerești Europa așa? Nu, e adevărat, e mai mult mai complicat.
Bun, domnilor, mulțumesc mult. În final vreau să vă spun și noi. Să dau și o veste importantă. CNA-ul a răspuns. Sunt oameni nervoși care îl trimit pe Grădinescu, îi trimit pe Grădinescu și pe Costi Mocan, pe Grădinescu și pe Costi Mocanu la CNA. Costi Mocanu a zis așa. Îi spun FCSB pentru că noi comentatorii, a zis într-un meci, apropo de FCSB și Steaua. Deci, urmează o confruntare cu efecte importante notate pentru configurația play-off-ului. FCSB e pe 3, Arșep și pe 7. Dar are de jucat această restanță cu FCSB. Este o reeditare a finalei Cupei României, ediția 2020 și câștigată de FCSB. Îi spun FCSB pentru că noi, comentatorii, suntem obligați de autorități. Știm cu toții că FCSB este Steaua. Echipă care nu și-a întrerupt activitatea nicio secundă, echipa cu o prezență continuă în Liga 1. Schimbarea entității care administrează clubul nu duce după sine modificări pe linie sportivă. Sunt N cluburi mari în lume care și-au schimbat patronii. Și mai știm că lupta pentru numele Steaua îl lasă rece pe patron, îi place cum sună varianta sa de FCSB, faci ce spune Becali. Iar Costi Mocanu a spus, evident, Steaua pentru cei din tribune, pentru că justiția nu a ajuns chiar până aici. Bun! CNA-ul nu a luat nicio decizie, bravo CNA, nici nu era cazul, deși au fost reclamați cei doi comentatori pentru ce au zis. Veste bună. Mulțumesc mult, domnilor! Rămâneți cu noi!